nimerim într-un loc foarte mișto, care are ce să ne arată, au o poveste foarte mișto în spate, plus că pizza e la putere, iar omul care o face, proprietarul în speță, un băiat foarte tânăr și mișto, primește și premii de la italieni. Pizza de autore, așa se cheamă locația, gazdă ne va fi 20 de minute de acum încolo, pizza de autore și o să vă placă ce o să vedeți. Poftă bună! În Cluj, Iesebi, pizzeria. Pe o străduță lăturalnică, lăturalnică pe care... Stați mai retras, nu știu de ce ați găsit voi să vă puneți fix aici. Istoria când am pornit, ni s-o cam teat picioarele, pentru că nu aveam vadă, nu aveam... Adică sfaturile au fost să stăm departe de lucrul ăsta. Noi n-am crezut lucrul ăsta și încet, încet am adus lumea până aici, în deal. Și ați reușit? Păi eu zic că da. În dealul Feleacului aproape. Imediat, da. La poalele Feleacului sunteți, nu? Exact de unde se intră în Cluj, mai exact unde, ziam, dar zi adresa. Este calea Turcii 123. Calea Turcii. Sensul Giatorii de Observatoriu, ok. Exact, de la Observatorului și de unde intri stânga, ori te duci spre Mănășturi, ori faci dreapta și mergi spre centru, în bifurcația importantă de intrare în Cluj, undeva nonii se află și ăsta micu, s-au ascuns cu pizzeria lui, cu pizza de autore, vă repet, din punctul meu de vedere, cred că una dintre cele mai bune pizza din Cluj. Acum nu știu, că nici n-am stat să sap în tot Clujul să cad pizze și pizzari. Te-am nimerit pe tine, am gustat-o, am văzut că e bună, blat bun, gust, tot ce trebuie, ingredientele necesare. Să arate bine, să aibă blatul și gustul întâi de toate. Și le ai pe amândouă. Tri. Ziceți voi, tri. Folosim produse noi, încercăm să căutăm cea mai bună calitate. Acum avem o făină proveniență Napoli, o mozzarella fior di latte tot Napoli și niște pelati San Marzano de cea mai bună calitate. Noi suntem mulțumiți momentan. Am crezut că venim de la multă muncă la ceva mai lejer. De încolo ce să vezi? Și pe când colo a fost exact invers. Nu a fost lejer niciun punct de vedere. Acum un business e mai mult decât să fie. Îți place? Da. Că stai cot la cot cu celălalt pizzar, mai e un coleg de-al tău pe numele lui? Ionuț. E băiatul care lucrează de 4 ani, suntem mai mulți, acum suntem 5 în total, dar cu el am început istoria asta și el e punctul de bază acum.
până când deschisă pizzeria aici pe Calea Turzii? Orarul? Orarul, acum deschidem de la 12 la 10 jumate în fiecare zi. Înainte eram cu duminica închis. Acum deschidem de la 12 până la 10 jumate seara. A, deci de la 12 la până la 10 seara. Exact, în fiecare zi. Nu mai avem zi de închidere. Duminica? Și duminica deschis. Normal, în Cluj nu-i nimic deschis duminica. Mor de foame, mor de sete. Exact, exact. Când a venit duminica, să fugiți din Cluj, că nu înțelegi nimic. Bun. Ca să înțelegeți cât de bună e pizza, da? Deci lumea, altfel, dacă n-ar fi existat solicitare pe locație, nu ar fi fost cazul să țină deschis atât. Și asta pentru că pizza pe care Mr. Sebi o face a primit și un premiu. O să mă dau puțin mai în spate, o să-l las pe Dănuța acolo și pe Sebi aici și să vă arăt minunea asta de premiu pe care el a câștigat-o și care certifică faptul, ia țineți că e al tău, nu e al meu. Păi e important pentru că, uite, italienii au reușit să vă identifice și să vă acorde faptul, sau să certifice faptul că faceți una dintre cele mai bune pizze de, sau din afara Italiei, adică pe lângă pizzele pe care ei le fac italienii, uite că și la Cluj, Sebi al nostru, face super pizza și eu unul certific, îi dau și eu un premiu. Ok, eu îți mulțumesc. Acum, eu nu știu că este un premiu, de-abia săptămâna asta l-am primit, nu știu că e foarte important sau nu. Eu zic că este. Bucurăm oricum pentru recunoaștere. E o recunoaștere a italienilor, a celor care au inventat pizza pe lumea asta. Și ei vin și spun, bă, la Cluj... De-abia săptămâna asta ajung. Când l-ați câștigat? De două săptămâni. Felicitări! Bravo vouă, sunteți pe un drum bun și mă gândesc că pizza de autore nu va rămâne doar aici, pe dealul Feleacului, în Cluj, și că poate pleci cu ea și începi să o împrăștii pe toată țara, poate vii și la București, că nu ne-ar străca, zic eu. Nu se știe niciodată. Nu te bate gândul să vii și până la Bucale. Am avut ceva discuții într-o perioadă, dar ne-am ocupat de business-ul ăsta momentan. Și rămâi strict deocamdată pe el. Deocamdată rămâim aici, da. Plus că au o terasă foarte mișto la vară. Mă imaginez că perioada caldă aici e, se vede și se simte altfel pe terasă. Dar cum afacerea merge bine și se și extinde povestea puțin, cel puțin, aici, în zona unde exact vă aflați. Ce se va întâmpla? Noi am început cu o pizzerie delivery. Doar de un an de zile am extins. Am făcut și sale, mese și terasă. Asta e povestea de aici, de la pizza de autore. O pizza certificată inclusiv de ei, de italieni, de tăticii pizzei din lumea asta, cum că aici la pizza de autore, în Cluj, pe dealul Feleacului, Calea Turzii, numărul... 1-2-3. 1-2-3, ce simplu. Se mănâncă cea mai bună pizza din Cluj, întâi de toate, și din poate chiar România a doua oară. Curați-vă de el pe Facebook, pe Instagram, cum vă găsește lumea? Pizza de autor, e simplu. Pe site... Da, Instagram avem doar de 3 săptămâni, foarte puțin publicitate am făcut. Site și Facebook a fost, acum este și Instagram. Nu. Bun, și site-ul cum sună? Site-ul pizzeriadautore.ro. Încă o dată, mersi mult și multă baftă și mulți, mulți ani frumos, Sebi. Mersi, mersi, mersi tot. Punem punct prezentării de aici, de la Pizza de Autore. O pizzerie premiată de italieni, vă repet, ăsta e clar certificatul lor de garanție că ceea ce e aici e bine și e bun. Punem punct prezentării. Luăm pauza publicitară și ne vedem de drum mai departe, prin țară, pe București, pe unde o fi să fie, ca să ne distrăm și să vă arătăm locuri mișto. We'll be right back.
no place for this nonsense in this beautiful world today. Final de ediție. Sper că ați fost încântați, da? Sau măcar curioși, sau veți fi foarte curioși să mergeți către locațiile pe care, iată, vi le-am arătat și în această ediție. Locuri frumoase, locuri interesante, unde puteți mânca, unde vă puteți face frumos, unde vă puteți distra. Ce vrea mușchiulețul vostru de Peloponezi? Asta noi încercăm să vă arătăm. Și sper că v-ați obișnuit. Facem lucrul acesta nici mai mult, nici mai puțin decât de 19 ani. Mircea Zara am fost eu, acesta a fost clubzone-ul nostru de astăzi. Nu mi-au însă la revedere de la voi până nu vă reamintesc modalitățile în cazul în care vreți să dați de noi. Pe Facebook, Instagram și Snapchat tastați Music Channel, Clubzone România, Mircea Zara sau Mircea Zara Oficial. Nu uitați nici de arhiva emisiunii, care este foarte bine pusă la punct de către bunul meu coleg și prieten DJ George A. Pe pagina de Facebook Music Channel In Your City, unde de altfel vă așteptăm și cu niște like-uri, zic, nu că n-avem destule, dar nu strică niciodată un like, două, trei în plus. Și, desigur, pe canalul de YouTube, unde de asemenea așteptăm să dați subscribe, canalul de YouTube se cheamă Music Channel minus Clubzone România. Cele două relori. Era să uit. Duminica și miercurea de la miezul nopții. Și cu asta gata. Vă pup. Un weekend de vis. Ne vedem săptămâna viitoare. Vinerea, desigur, începând cu ora 23. Ceau!